Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde ne-am propus să abordăm niște subiecte importante referitoare la procesul de creștere și educarea copiilor noștri, în așa fel încât acest proces să îl facem cu înțelepciune și cu pricepere. Sunt Dora Purel și împreună cu Ovi vrem să le salutăm pe invitatele noastre de azi, Ramona Brudan, mamă de doi băieți mari și bunică de doi copii mai mici, și Andreea Tarnu, mamă de patru băieți în creștere, în plină creștere. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și în următoarea jumătate de oră am dorit să medităm puțin la rolul, statutul nostru de mame. Din perspectiva Scripturii, din perspectiva credinței pe care o avem în Dumnezeu, pentru că El a pus în noi, ne-a creat ca să putem avea copii, dar acest statut este însoțit de foarte multe responsabilități, de foarte multe roluri pe care trebuie să le îndeplinim de-a lungul creșterii copiilor noștri, așa că cred că aș porni chiar de la Scriptură. Și anume, care sunt pentru voi învățăturile din Scriptură care v-au ajutat să definiți rolul vostru de mame? Ce anume aveți voi de făcut din papucii de mamă? An de zile am crezut că am stat acasă și am crescut copii. Acum însă, după ce anii au trecut, îmi dau seama că de fapt cel prea înalt a stat acasă cu mine, m-a crescut și m-a educat pe mine, ca și prunca lui. Așadar, perioada creșterii copiilor noștri a fost, cred că, una dintre cele mai meticuloase, delicate și frumoase perioade de viață, și avea să fie o chemare pe care aveam libertatea să o accept sau să o resping. Astfel că pot să spun că noi mamele și, în general, părinții, nu doar mamele, suntem alături de pruncii noștri, suntem într-un permanent proces de educare spirituală, proces care nu se va încheia decât în acea măreață zi când vom fi chemați acasă. Și copiii noștri s-au născut la diferență de un an și trei luni și o presiune din comunitățile noastre a fost următoarea. Accentul pus pe prezența masculină, clișeul din predici, cum că absența prezenței masculine este responsabilă de nedevenirea copiilor. După o frământare relativ lungă, aveam să înțeleg una dintre cele mai prețioase lecții ale Scripturii. Și am învățat să pun corect accentul pe prezența părintelui, indiferent că e tatăl, că e mama sau că sunt amândoi. Și anume, gândiți-vă numai puțin presiunea pusă pe familii, mai ales dacă dinamica familiei este atipică. Un tată cu un job care trebuie să meargă în delegații regulate, un tată poate supus unor neputințe fizice, mentale, spirituale, poate chiar un tată absent, sau aș aduce și aspectul sensibil al familiei slujitorilor. Toate slujirile lor sunt în mod deosebit după mesele, când uneori ia și vin de la serviciu. Și pe mine m-a încurajat enorm modelul bunicii Lois și a mamei Eunice, care au reușit să modeleze o credință neprefăcută într-un Timotei. După aceea, Ana, mama lui Samuel, o femeie care, fără să se sfătuiască cu soțul ei, era o chestiune între ea și Dumnezeu, i-a cerut un copil pe care, dacă îl va primi, îl va închina Domnului, nu s-a sfătuit cu tatăl. Femeia rămâne însărcinată, decide când își înțarcă copilul, decide când îl va închina celui prea înalt, dar aș merge chiar mai departe. Citind modelul Anei, am stat și m-am gândit, a trăit într-o vreme când
preotul celui prea înalt își necinstea Dumnezeul și să-ți dai copilul pe mâna unui preot care nu-l cinstea pe Dumnezeu. Dumnezeu îi zice, cum se face că tu, Eli, preotul meu, cinstești mai mult pe fiii tăi decât pe mine? Și să-ți dai tu mama, Ana, doar pentru că l-ai promis lui Dumnezeu, pur și simplu să-l dai pe mâna acestui preot. Și după aceea, Moise m-a inspirat enorm. Mama lui a fost cea care l-a pus în coșuleț, surioara lui l-a vegheat. Faptul că Scriptura nu menționează nimic despre tatăl, nu mi-aș putea permite să cred că a fost un fricos cu privire la edictul lui Faraon. Și atunci, pentru mine, aceste modele au fost surse de inspirație și cred că cireașa de pe tort a fost textul din Ezechiel 18, care l-aș recomanda oricărui părinte, bărbat, femeie, nu contează. Eliberatorul mesaj avea să fie din Ezechiel 18, faptul că fiecare va fi cântărit potrivit cu credincioșia cu care și-a trăit viața, părinte sau copil, iar eu, părintele, nu voi fi cântărit după răspunsul copilului meu. E adevărat, lecția din Ezechiel îmi spune că răspunsul copilului nu va afecta răsplata părintelui, cum răspunsul părintelui nu îl va îndreptăți pe copil în purtarea lui față de cel prea înalt. Fiecare va dea socoteală de sine. Prin aceasta nu îndemn nici la neglijență, nici la superficialitate, nici la ignorarea mandatului, dar ce cred este faptul că cred că sufletul care va păcătui, acela va muri, tatăl nu va răspunde pentru copilul său și copilul nu va răspunde pentru eșecul copilului. Andreea, da, spune-o. Cum găsim atunci echilibrul în definirea rolului mamei până la urmă? Da, eu mă bucur foarte mult când văd părinți care au trecut și au ajuns cu copii mari și își deschid inima și își prezintă: astea au fost baterile mele sincere, aici am falimentat, aici am avut nevoie mai mare de Dumnezeu. Și asta e un lucru foarte prețios și l-am luat, e un model pentru mine. Pentru mine, cum a zis și Ramona, e un cumul de modele și un cumul de texte biblice pe care le iei ca și ajutor în viața ta de părinte. Poți începe, că toți începem fără experiență, nu avem experiența asta, devenim părinți pentru prima dată și îți iei anumite modele care vrei să le aplici, dar pe măsură ce îți sufleci mâinicele și vezi și continui cu relația, atunci vezi că Dumnezeu îți spune și îți vorbește, uite și modelul Anei, uite și modelul acesta, uite și asta, și asta te ajută. Și acel cuvânt care este viu și lucrător, acel cuvânt Duhul Sfânt te învață. În cazul meu am început cu femeia din Proverbe 31 mult înainte de a deveni părinte, de a deveni mamă. Era un model pentru mine de cinste, de temere de Dumnezeu și pur și simplu cu asta am început. Spune acolo că femeia care se teme de Domnul, și asta a fost un principiu foarte, foarte important pentru mine ca și părinte, ca și mamă când am început. Și apoi am urmat anumite trăsături, anumite indicații de acolo. Mi-a plăcut foarte mult femeia care veghează asupra casei ei, asupra copiilor, care se implică, femeia care este cinstită înaintea lui Dumnezeu, femeia care are o relație sănătoasă cu tatăl copiilor, cu soțul, femeia care este prezentă în relații cu cei din jurul ei. Dar pe măsură ce greutățile au apărut și am început să falimentez tot mai mult, că
durează, e o lucrare a Duhului Sfânt foarte atentă în inima ta până când ajungi să atingi lucrurile astea care ți le dorești. Pur și simplu mesajul Evangheliei a fost foarte clar pentru mine și a fost foarte eliberator și foarte așa de căpătâi în rolul meu de a fi mamă. Pur și simplu Iisus care îmi răscumpără viața, îmi răscumpără falimentele, este cu mine împreună în lucrurile cele mai banale, cele mai grele, cele mai lipsite de sens ale creșterii copilului și este acolo și el răscumpără cumva totul. Și cred că echilibrul care îl putem găsi nu este un echilibru care ni-l vinde media. Reușești, vei reuși să-ți faci o rutină, vei reuși să îți recapeți corpul de după, de înainte de naștere, vei reuși să-ți recapeți prietenii, vei reuși să-ți recapeți viața socială, e doar o etapă prin care treci, așteaptă să treacă ani mici, așteaptă să nu știu ce. Nu, echilibrul este în ceea ce devin eu, cum a început și Ramona, ceea ce devin eu în fața lui Dumnezeu prin rolul meu de mamă. Cred că acolo se caută echilibru și acolo trebuie să lucrăm la un echilibru. Deci cumva nu îmi trăiesc viața în așa fel încât să fac performanță, să devin cea mai bună mamă și să primești cele mai frumoase flori de ziua mamei, ci scopul meu ca mamă ar trebui să fie acela de a fi plăcută înaintea lui Dumnezeu, de a fi găsită cu temere în fața lui Dumnezeu atunci când copiii vor fi mari și vor pleca la casa lor. Și aș aduce aici și textul din Deuteronom 6:7, în care spune la un moment dat, poruncile acestea să le întipărești în mintea copiilor tăi. Pentru mine, mi-aduc aminte la nașterea celui de-al doilea copil, a devenit mesajul vieții. Când am priceput că mie ca părinte mi se dă în grijă mintea copilului, nici de cum inima și nici sufletul, pentru că acestea sunt de competența celui prea înalt. Și în momentul acela am priceput, eu am căpătat nădejde în calitate de părinte și atunci am zis, îmi voi da toate silințele ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, scripturile, să le înțeleg și să le transmit copiilor mei cum pot mai bine, lăsând la latitudinea celui prea înalt să miște toată informația din minte, să o miște către suflet, astfel încât să rodească. Așa că am priceput că nu sunt chemat să trăiesc, nu există părinte perfect, dar și scopul vieții de părinte nu este acela de a fi perfect, ci scopul vieții de părinte este asemenea stelei nordului, din perspectiva mea. Ce face steaua nordului? Deși nu poate fi atinsă, totuși, întotdeauna ea este acolo, indică nordul, fără să obosească, slujește ca reper pentru punctul în care mă aflu. Așadar, scopul meu de mamă, scopul meu de părinte este acesta. Deși nu voi atinge niciodată perfecțiunea, totuși, așa imperfect cum sunt, pot să indic direcția, adică nordul, și pot să-mi învăț copilul unde este nordul. Și sunt chemat, în calitate de părinte, să indic direcția, să fiu acolo, prezent, fără să obosesc și să slujesc ca reper, copilului pentru punctul în care se află. Așa imperfect cum sunt. Vorbim despre modele umane, și ca toți oamenii, modelele sunt imperfecte. Mm-hmm. Cum reușim să trecem peste aceste imperfecțiuni ale modelelor pe care ni le alegem până la urmă și cum reușim să trecem peste falimentele noastre ca părinți? Mm-hmm. Maica Tereza a făcut o afirmație care m-a înviorat. Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție. Deci, când falimentez, mă uit în ochii copiilor mei și le zic, iubiți, aceasta este o lecție. Când nu falimentez, rămâne să fie o binecuvântare.
Întrebarea este dacă mi-accept falimentul. Și aici Scriptura mi-a fost de un mare, mare sprijin. Nu cred că există o scriere mai onestă ca și Scriptura. De ce? Pentru că nu cosmetizează imperfecțiunile omului pentru a-l scoate basma curată sau pentru a-l scoate erou. Personajele Scripturii nu sunt perfecte, ci imperfecte, nu au trăit vieți ireproșabile, dar ceea ce îi face și transformă în eroi sunt tocmai acele momente cheie ale vieții lor când au răspuns întâlnirii lor cu cel prea înalt într-un mod care i-au tăiat lui răsuflarea. Și tocmai asta se numește credință. Și când am priceput că personajele Scripturii nu devin modele pentru că au trăit perfect, pentru că au fost perfecți, ci pentru că cu respect și bun simț, când cel prea înalt le-a tăiat calea și au recunoscut falimentul, și apoi s-au lăsat ridicați de el și într-un mod onest au învățat de acolo încolo să umble în lumină și în adevăr. Și nu mi-aș putea permite, după ce am înțeles acest lucru, nu mi-aș putea permite să mă raportez la Scriptură și când Scriptura îmi dă anumite detalii despre falimentele vreunui erou, vreunui personaj, să zic, wow, cum a putut să facă așa ceva? Pentru că nu acesta este rolul citirii Scripturilor, să detectăm fisurile, ci când pricep că Dumnezeu ar fi putut să mușamalizeze, zic, de ce nu a ales să facă? Păi tocmai ca eu, muritorul secolului 21, în mijlocul falimentelor, să știu ce am de făcut. Pentru că el își lipește numele nu de oamenii buni sau răi, ci de oamenii care, când au falimentat, au știut să ridice ochii spre cer și să zică, Doamne, ai milă, ești singurul care mă pot scoate de aici. După care, când a fost scos, a pășit frumos, onest, în lumină, în adevăr, fără să-și ascundă mizerile. Astfel că viața lor a devenit fie o lecție, fie o binecuvântare. Și atunci așa mă raportez la falimente. Andreea, tu cum ai procedat în cazul greșelilor? Eu cred că falimentele sunt o ocazie foarte bună de învățare. Falimentul mi-arată că eu sunt perfect dependentă de Dumnezeu, că am nevoie de El, în primul rând, ca să mă ajute să fac slujba asta de părinte și trebuie să fiu foarte înțeleaptă cu falimentul meu, adică nu pot să las pe diavol să folosească falimentul împotriva mea, să-mi zică, ești praf, tu nici nu meriți să fii mamă, uite ce ai făcut, uite, nu știu ce. Trebuie să pun unde trebuie falimentul și să-l las pe Dumnezeu să-l folosească, să-l șlefuiască și să iasă o lecție bună, cum a zis și Ramona de acolo. Și nu trebuie nici să-l ignor, pentru că mi se pare că anumite falimente, dacă nu le aducem înaintea lui Dumnezeu, provoacă niște fisuri de caracter în timp foarte, foarte grele și grave dacă nu le abordăm direct împreună cu Dumnezeu. Pentru că, și astăzi clachez și mâine clachez și zic, așa sunt eu numai. Așa sunt eu pur și simplu. Nu, Dumnezeu mă cheamă ca împreună cu El să schimbăm lucrurile acelea și să reușim înainte. Am primit o întrebare odată. Nu ți-e teamă de modelul pe care îl creionezi înaintea copiilor tăi atunci când falimentezi? Și atunci am fost nevoită să-mi formulez un răspuns. Cred că eu, părintele, am nevoie să experimentez falimentul pentru că voi umbla smerit și voi recunoaște celui prea înalt meritele dacă copilul meu va ajunge vreodată să umble cu Dumnezeu. Dar în același timp mi-am dat seama că copiii mei au nevoie pentru a nu intra
au nevoie de falimentele părinților și să vadă modul în care noi părinții ne rezolvăm falimentele. De ce? Pentru că nu vor intra în viață cu percepția deformată că viața de creștin este o viață perfectă, liniară, simplă și care urmează rețetare pe care dau rezultatul dacă urmezi instrucțiunile. Astfel că copiii mei, când vor pleca la casa lor, intra în atelierul celui prea înalt și vor pricepe că viața este despre sănătate, nu despre perfecțiune. Și atunci falimentele mele pot să devină și o resursă și o încurajare pentru copiii mei, dacă știu să mi le rezolv corespunzător. Deci să nu mi le neg, ci... Aș mai vrea să zic ceva mai extrem, așa, atât eu cât și soțul meu, Bebe, provenim din familii cu părinți divorțați. Deci, din punctul ăsta de vedere, aveam două soluții, ca să zic așa. Ori să nu avem copii, ca să nu ducem mai departe modelele care au fost în familiile noastre, ori să acceptăm că pur și simplu suntem o generație de tranziție, să acceptăm din start că vom falimenta, dar că treptat Dumnezeu schimbă și are puterea să schimbe falimentele noastre în să binecuvinteze generațiile care vin după noi. Ele să experimenteze binecuvântare și să fie un canal de binecuvântare în familia noastră și în generațiile care vor urma. Și măcazul să se schimbe cumva, da, începând cu voi. Da, din, da. E prezent. Greu, e greu, nu e ușor, luptele sunt mari pentru că avem anumite căi bătătorite, dar prin Dumnezeu El promite că ne ajută și că putem merge mai departe. Că tot ai adus în discuție, Ramona, plecarea copiilor de acasă. Care au fost în cazul tău câteva lucruri, dacă ai putea să le numești, care ți-ai dorit neapărat ca în momentul în care copiii pleacă de acasă să știi că le duc cu ei? Care zestrea pe care... Zestrea spirituală. Cred că aș putea să spun câteva lucruri legate de zestrea noastră spirituală. M-am asigurat că copiii noștri vor pricepe că viața nu este despre noi, nici despre ei, viața este dincolo de noi. Și m-am zbătut să cresc copiii cu acea perspectivă, cu o realitate mai înaltă decât cea pe care o experimentăm acum. Deci că va exista o realitate dincolo de noi, că există un tron de domnie, de judecată și de răsplătire, care nu a fost niciodată neocupat, pe care așa de un Domn Dumnezeu bun, drept, și nimic nu i-a scăpat de sub control. M-am asigurat că le transmit și că îi învăț că va veni o zi a socoteilor, că cel neprihănit nu va fi nimicit împreună cu cel nelegiuit și că va exista o vreme de îndreptare, de răsplătire și de răzbunare. Apoi am vrut pentru copiii noștri să priceapă că ei ai cui sunt. Ei nu sunt, nouă ne-au fost doar împrumutați. Care identitate? Și copiii mei, ai cui sunt copiii mei și cărei împărății îmi doresc să aparțină. Și o astfel de întrebare pe care am bătut-o în cap, în mintea lor, l-a adus în centru pe Dumnezeu, nu pe el, pe ei, copiii. Și atunci au plecat din casa noastră cu această întrebare, al cui sunt și cărei împărății. Și mi-am învățat copiii că fiecare dintre ei este o ființă căzută, la fel ca și noi, părintele, că avem nevoie de răscumpărare și milă din partea celui prea înalt și doar Iisus Hristos și este singurul care îl poate face pe un om viu, un om mare și de caracter. Și astfel că copiii noștri au plecat din casa noastră cu aceste învățături pe care le considerăm prețioase pentru a fi, pentru a-și alinia viața acestor învățături. Andreea, care sunt lucrurile? Eu aș care mai adăuga, bineînțeles, creșterea spirituală, asta este așa, aș mai adăuga capacitatea de a avea relații interumane profunde. Și pentru asta m-am simțit, mi-am luat responsabilitatea asta ca mamă,
să am o relație profundă cu fiecare dintre băieții noștri, specific pe specificul fiecăruia. Dacă unuia îi place să mergem să ne uităm la gadgeturi împreună și să povestim despre Xbox și altele, altuia îi place să grădinărim împreună, altuia îi place să pictăm împreună, altul, măia, mami, hai să facem puzzle. Da, în timp ce facem activitatea asta, noi povestim și ei spun, mami, îmi doresc asta, mami, mi s-a întâmplat asta la școală, mi s-o așa... mi-am dorit să fiu prezentă în viețile lor și ei să știe că pot avea relații profunde și să fie capabili de lucrul acesta. Pe lângă astea, autodisciplina, clar, prin rutină despre care vom vorbi, disciplina, autocontrolul, asta mi-am dorit să, cu astea să plece din viața noastră. Să aibă niște lucruri bune, sănătoase, cu care să pășească în viață mai departe. Eu sunt tare curios care e jocul tău video preferat după ce stați. Dar revenind un pic la aspectele practice, care ar fi niște resurse pe care ați putea să le recomandați mamelor în momentele de resurse la care să apeleze în momentele de eșec, momentele de bucurie, ce le-ați putea transmite pe partea asta? Unde v-ați găsit voi resursele? Deci eu identific în viața mea trei resurse majore care m-au ajutat în devenirea mea de părinte. Și anume, în primul rând, Scriptura. Deci este dureros să ai o carte vie care te poate citi, care te poate transforma și poate să-ți rezolve toate răzgâielile vieții, să o ai deschisă și să nu apelezi la ea. Și mai mult decât atât, să nu o citești intrând în papucii personajelor, pentru ca să poți fi învățat și să fiu învățat despre tot ce privește devenirea mea înaintea celui preanalt. A doua resursă a fost Duhul Sfânt, singurul în măsură să mă dovedească vinovat în ceea ce privește păcatul, nevoia mea de neprihănire și pregătirea mea pentru ziua socotărilor. Și Duhul Sfânt o face foarte tandru și se ocupă și reușește să pătrundă în acele unghiere în care nimeni nu poate intra. Și a treia resursă, comunitatea sfinților. Deci sfinții celui preanalt care te ajută să te vezi cine ești, să te ajute să crești, să te poată mustra, să te poată încuraja, să te poată ridica. Și aș mai vrea să zic un singur lucru. În tot procesul creșterii copiilor mei, am priceput că nu omul este cel care aduce viață, nu părintele umple și transformă viața. Dacă cel preanalt nu face prin Duhul lui, degeaba mă zbat. Dar cuiul din mintea copilului meu, care nu-i va da pace să doarmă în noapte, este părintele, omul îl bate. Și apoi Domnul se ocupă de gaura făcută și începe să aghețe ceea ce trebuie agățat în cui. Deci, recunosc că dacă cel preanalt se îndură de copiii mei, vor fi ai Domnului. Eu aș dori să aduc și o parte practică foarte rapid. Noi, mamele, mai ales din primii ani de viață, trebuie să ne calculăm foarte riguros resursele pe care le avem. Asta înseamnă și resursa de somn, resursa de mâncare, de odihnă, în sensul în care ai numai atâta ajutor ai și din partea soțului sau din partea tuturor, ai un timp limitat în care să dormi. Atunci dormi. Pentru că îți trebuie un trup odihnit, îți trebuie un trup hrănit, îți trebuie un trup hidratat ca să poți să ai capacitatea să apelezi și la Duhul Sfânt și la resursele astea de citit. Asta le-aș îndemna mai ales pe tinerile mămici, lăsați telefonul deoparte când e de somn, dormiți, pentru că un trup odihnit și un trup altfel vei putea avea și mintea clară. Și la alte resurse care mai apelez eu, îmi pun podcasturi, îmi pun cărți audio, îmi pun în timp ce fac treburi casnice, pun o mașină de spălat vase, strâng prin casă și așa. Nu voi putea să urmăresc 100%, poate 20%, dar mi-e de ajuns în fiecare zi să am câte o idee bună, sănătoasă, pe care să o gândesc. Și în fiecare zi, dacă am
idee din aia care o frământ, deja se văd schimbări în jurul meu. Deci tot timpul să caut să-mi îmbunătățesc, să-mi țin fresh așa mintea și perspectiva. Și iarăși un lucru foarte important aici mi se pare punerea de limite. Limite, limitez gândurile, asta e o resursă extraordinară. Nu las toate gândurile să-mi intre în minte. Vai, cât ți-i ție de greu. Cât, nu zic că nu-i greu, dar dacă toată ziua stai și te gândești cât ți-e ție de greu, va fi mai atunci greu. O să fie și mai greu. Dar dacă zici, bine, accept un singur gând, mi-e greu, nu, e casa vraiește, bine, încep dintr-un punct, fac un singur lucru, hai să fac, să pun, să strâng vasele și imediat casa o să arate altfel și resursele, să mă folosesc cumva de resursele pe care le am deja, numai să le regândesc bine, să pun limitele potrivite, mai ales la nivelul gândurilor, uneori trebuie chiar și la nivelul persoanelor, dacă sunt persoane care, timpul acesta de mai ales în primii ani, când ești la limită cu toate lucrurile, contează și de persoanele care te înconjori. Caută să te alipești de persoane care te încurajează și zice, nu, nu nimic, hai să mergem, hai să trecem, hai, te ajut cu o mâncare, te ajut cu ceva pozitiv, nu, tot, hai să... Da, cred că ar fi foarte greu, interesant nou, și de văzut de... care sunt resursele la care să nu apelăm, da, și cum asta să ne selectăm, e... care sunt principiile după care să ne putem selecta, da, resursele, deci, la, da, care apelăm. Deci asta zic, nu... cât ține de noi să ne punem într-o poziție în care Duhul Sfânt să ne poată turna și să ne poată vorbi și să ne poată... și nu, telefonul, asta e altă discuție. Alt podcast. Poate, da, să fie bun sau poate să fie o lecție. Nu, ideea e că, asta vreau să subliniez foarte scurt, nu e de ajuns, nu e un lucru bine doar să privești acolo și, nu, mă simt înțeleasă, mă simt văzută, mă simt. Cu asta nu mergi mai departe, te simți văzută, dar tot acolo ești. Ci trebuie să privești către ceva care te împinge mai departe, să mergi, să ieși din situația aia. Și... Mulțumim frumos pentru conversația de astăzi. Ne bucurăm că ați acceptat provocarea. Mulțumim. Așadar, rolul mamei conține multe aspecte, dintre cele mai practice, pentru că noi așa 9 luni de zile îi purtăm în pântecele noastre, după care suntem acolo să le asigurăm acoperirea tuturor nevoilor biologice în primă fază, dar și de atașament și toate celelalte lucruri. Dar ce am vrut să facem foarte clar în acest episod a fost bagajul spiritual pe care îl lăsăm copiilor noștri, felul în care educăm spiritual și rolul nostru ca mame în procesul acesta. Sperăm că v-a fost util. Ne revedem data viitoare. Pe curând!